frați și surori, haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să începem să cântăm această cântare pentru Domnul. Pe câmpul de război tu ești cu mine, mă-mbărbătesc să lupt ca un viteaz. Îmi pui în mâna sabia și scutul și îmi promiți că singur nu mă lași. Mă ține tare ta făgăduință, că lupta după ce o voi termina, îmi voi primi din mâna ta cununa și în carul biruinței voi umbla. Biruitor, eu voi umbla, nu e dușman, împotriva să-mi stea. Tu mă conduci cu dreapta ta, Iisuse, a ta e victoria. Mă ține tare a ta promisiune, când sorte zi ajunge pom la mar. Biruitor, e voi umbla, nu e dușman împotriva să-mi stea. Tu mă conduci cu dreapta ta, Iisuse, a ta e victoria. Nu tremur, nu-mi e teamă, știu lângă cine lupt. De lupta încrâncenată și vin săgeța sunt. Nu tremur, nu-mi e teamă, știu lângă cine lupt. De lupta încrâncenată și vin săgeța sunt. Nu tremur, nu-mi e teamă, biruitor, e voi umbla. Dușman împotriva să-mi stea. Tu mă conduci cu dreapta ta, Iisuse, a ta e victoria. Biruitor, e voi umbla, nu e dușman împotriva să-mi stea. Tu mă conduci cu dreapta ta, Iisuse, a ta e victoria. Să zicem ca binecuvântat să fie Domnul în veci de veci. Amin. Amin. Vreau să vă urez un bun venit în casa Domnului, mai ales celor invitați, musafirii noștri și toți tinerii, toți care vă aflați astăzi în locul acesta aici. Și aș vrea să începem slujba aceasta cu să-i dăm la Dumnezeu mulțumire și laudă. Și aș vrea să citiți cu mine un pasaj din Biblie, de la Isaia 25, de la versetul 1 până la versetul 4, pagina în Biblie 700. Toți cei care aveți Biblia cu voi să o folosiți, vă rog, și să dau o citire. Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te voi înălța, laud numele Tău, căci ai făcut lucruri minunate. Planurile Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioșie, căci ai prefăcut cetatea Babilon într-un momoan de piete, cetățuia cea tare într-o grămadă de rămături. Cetatea cea mare a străinilor este nimicită și niciodată nu mai va mai fi zidită. De aceea Te slăvesc popoarele puternice și celelalte neamuri puternice se tem de Tine, căci Tu ai fost un loc de scăpare pentru cel slab, un loc de scăpare pentru cel nenorocit în necaz,
un adăpost împotriva furtunei, un umbrat împotriva căldurii, căci suflarea asupriților este vijelia care izbește în zid. Și aș vrea ca în după masa aceasta să ne punem întrebarea ce este mulțumirea față de Dumnezeu, ce este mulțumirea sau lauda la Dumnezeu. Și am aflat în Biblie, întotdeauna când oamenii din Biblie lăudau pe Dumnezeu sau îi mulțumeau lui, este o izbuctire de mulțumire din inima lui, o izbuctire de bucurie, să putem spune așa. Bucuria izbucnește mulțumire și când suntem bucuroși, automat dăm laudă lui Dumnezeu. Și sunt multe metode sau multe lucruri cum putem să-L lăudăm pe Dumnezeu. Putem să-L lăudăm, cum am făcut acum, prin cântare. Sau putem să-L lăudăm prin rugăciune, prin poezie, sau chiar prin dărnicia noastră, prin faptele noastre sau prin trăirea noastră. Putem să dăm laudă lui Dumnezeu. Și Domnul locuiește în mijlocul laudei noastre și de aceea aș vrea să-L lăudăm în seara aceasta. Și suntem aici tineri mulți și poate n-am avut încă multe experiențe cu Domnul, poate încă n-am avut, sau zicem că poate n-avem la ce să-i mulțumim. Și aș vrea să vă dau niște exemple foarte simple, care zilnic ne dă. Cum am citit în Isaia, în 25, la versetul 4, zice acolo, oamenii aceia au fost într-un prilej de război. Și au zis că tu ai fost un loc de scăpare pentru cel slab, un loc de scăpare pentru cel nenorocit în necaz, un adăpost împotriva furtunei și o umbră împotriva căldurei. Deci ei au mulțumit și atunci lui Dumnezeu în prejejul care a fost acolo. Dar noi nu ducem lucruri din asta, noi nu suntem în război și slăvit să fie Domnul pentru asta. Amin. Și aș vrea să vă dau niște lucruri pentru ce să mulțumiți lui Dumnezeu. Eu mi-am scris aici, să-i dăm, dacă îți bate inima în piept, să-i dai laudă și mulțumire lui Dumnezeu. Amin. Dacă ești sănătos. Și ai putut să te ridici astăzi din patul tău. Dă-i laudă și mulțumire lui Dumnezeu. Dacă astăzi ai avut de mâncare și ai putut să bei, să mănânci, și cred că toți am avut, mulțumește lui Dumnezeu pentru faptul acesta. Dacă ai avut cu ce să te îmbraci, mulțumește lui Dumnezeu. Dacă ai răsuflare, dacă ai văzut ochilor, dacă poți să auzi, dacă toate mădularele îți funcționează. Sunt oameni care să nu s-au născut sănătoși, dar suntem sănătoși și slăvit să fie Domnul pentru acesta. Amin, amin. Și dacă ți-a dat înțelepciune, dacă ai fost ocrotit în drum încoace, nu ți s-a întâmplat niciun accident, Domnul să fie slăvit pentru aceasta. Amin. Și aș vrea să intrăm în rugăciune pentru de mulțumire și să-i lăudăm. Fiecare știe pentru ce să-i mulțumească lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a binecuvântat pe fiecare în parte cu lucruri deosebite. Așa că haideți să intrăm în rugăciune să-i mulțumim lui Dumnezeu. Amin.
Bucurăm că în această seară,
pentru faptul că suntem aici și asta înseamnă că Dumnezeu a câștigat biruința în viața Aleluia. Noastră, pentru faptul că am reușit să rupem din timpul nostru, din, eu știu, provocările care ne așteptau dincolo, pentru faptul că am lăsat totul deoparte, am venit în locul acesta, asta înseamnă că Dumnezeu, pentru cel puțin 2 ore ne are în mână, Dumnezeu ne are în locul acesta. Și așa că dacă noi vom sta înaintea lui Dumnezeu cu urechi deschise, cu inimi deschise, Dumnezeu va putea să lucreze în viețile noastre. Vă invit frumos și respectuos să vă reașezați. Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că suntem aici, pentru faptul că biserica e plină, interesul pentru casa lui Dumnezeu e deosebit. Mulțumim celor ai casei, vă spunem un bun venit, celor care, frați și surori, părinți ai tinerilor, sunteți aici să vă sprijiniți copiii în închinare, în slujire. De asemenea, spunem bun venit și musafirul nostru invitat special, tinerii de la Wiener Neustadt, împreună cu liderul lor, cu fratele slujitor Adi Gavriș. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Amin. Ne bucurăm să fie cu noi la închinare. Noi am fost la ei invitați de către fratele Adi anul trecut în februarie, deci asta înseamnă în 2022. Anul trecut, pe final, m-a sunat Beni Varadin, fratele Beni Varadin, și mi-a spus: sunteți invitați din nou la noi la Wiener Neustadt. Și am spus: nu se poate, au trecut un an și noi încă nu v-am chemat și voi ne chemați a doua oară. Așa că nu v-am chemat, că ne-am simțit neapărat obligați sau responsabili, dar ne bucurăm că putem să experimentăm părtășia lui Dumnezeu. Uite, în locații diferite, am fost noi în februarie la dumneavoastră, la voi, sunteți astăzi aici și ne bucurăm pentru fiecare din noastră și ne dorim ca Harul lui Dumnezeu să ne însoțească în tot ce vom face, în tot ce vom sluji și să primească Dumnezeu închinarea noastră și darul nostru de seară. Haideți să dăm loc tinerilor de la Wiener Neustadt, celor care sunt frați cu noi și datorită faptului că Hristos ne-a înfrățit, faptul că suntem în aceeași organizație, Gemeinde de Gottes, și prin faptul că purtăm același nume de biserică. Nu știu care a fost primul. Nu contează asta. Dumneavoastră. Da, vă dăm loc, vouă să cântați 2 cântări, să le grupăm așa ca să fie mai bine. Puteți să stați pe loc, că sunteți și mulți, avem și microfoane aici. Cred că o să le pornească frații și să se audă bine. După ce veți cânta voi, o să cânte frații Demian o cântare și apoi din nou ne vom ruga pentru un îndemn, o cauză care Dumnezeu, pe care Dumnezeu i-a inspirat-o fratelui Turcin Levi. Așadar, 2 cântări voi, frații Demian, apoi Turcin Levi pentru un îndemn și ne vom ruga din nou.
Yes.
Slăviți să fie numele Domnului! Amin. Frați și surori, ne bucurăm împreună cu tinerii de la Biserica Maranata să fim împreună cu voi. Este o ocazie potrivită și minunată să avem părtășie împreună și ne bucurăm și Domnul să lese har în continuare. Amin. Frați și surori, când am primit invitația, am văzut că imediat că este vorba despre David și Goliat și mi-a venit gândul acesta să vă îndemn la această rugăciune și pentru început aș vrea să vă pun o întrebare și anume, care este goliatul vieții tale? Sau ce este goliatul vieții tale? Cu ce te lupți tu în viața ta de fiecare zi? Aș vrea să ne gândim fiecare în parte la lucrurile acestea. Nu doresc răspunsuri oficiale, ci doar fiecare să-și răspundă în dreptul lui și să se cerceteze și întâmplarea aceasta ne slujește nouă ca pildă în ziua de astăzi. Întâmplarea cu David și Goliat, o cunoaștem toți, cum David a biruit în numele Domnului și aș vrea să citesc din 1 Corinteni, capitolul 10, de la versetul 6, un verset foarte cunoscut care ne arată că astfel de evenimente și astfel de întâmplări ne slujesc și nouă ca pildă. Și spune cuvântul Domnului în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 6. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucrurile cum au poftit ei. Aici vorbește despre poporul lui Israel, dar aș vrea să fac referire la întâmplarea aceasta și, frați și surori, acum sper să nu vă gândiți că vă îndemn acum să luați praștea și să aruncați după păcat, să aruncați după cineva care poate vă face suferință. Cuvântul Domnului nu ne îndeamnă la aceasta, ci ne îndeamnă să ne luptăm cu armele potrivite, să avem armătura potrivită cu care să luptăm împotriva duhurilor veacului acestuia și
Nu știu ce este goliatul vieții tale, poate este un păcat cu care te lupți de multă vreme, o ispită cu care tot te confrunți în fiecare zi, poate este o încercare care este peste tine și, nu știu, poate n-ai putere să o biruiești sau să stai în picioare. Nu știu ce este lucrul acesta în viața ta, dar orice ar fi, mă rog ca Domnul să-ți dea putere să biruiești. Aș vrea să ne gândim un pic și să luăm aminte la cuvântul Domnului și anume ce facem noi în fața păcatului sau în fața încercării. Atunci când vedem că ispita vine, de exemplu, nu știu, să-mi vine un exemplu, ești la lucru și colegul vine cu o atitudine mai rea, o atitudine mai nervoasă și începe o discuție, iasă o ceartă și ești tu și tu tras în cearta aceasta și după aia te gândești, of, am căzut și eu în vorbă cu ei și am spus și eu ce nu trebuia. Poate să fie și lucrul acesta o ispită, poate să fie o ispită mai spontană sau o ispită care e pe o durată mai lungă, cu care te confrunți și cu care te lupți în fiecare zi, dar aș vrea să te întreb ce faci în fața păcatului dacă știi ce trebuie să faci. Aș vrea să citesc din Efeseni, capitolul 6, câteva versete foarte cunoscute și anume Efeseni, capitolul 6, de la versetul 11, vreau să citesc. Spune cuvântul Domnului în felul următor: îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platușa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul Domnului. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți ființii. Amin. Amin, amin. Frați și surori, ne arată cuvântul Domnului foarte clar ce trebuie să facem în fața încercării, în fața păcatului, în fața ispitei și cum să luptăm. Pavel spunea, mă lupt cu pumnul, dar nu dau în vânt. Aș vrea să citesc din 1 Corinteni 10, 9, scuzați, 1 Corinteni 9, capitolul, versetul 26. Scrie, mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și țin în stăpânire ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Ne arată cuvântul Domnului foarte clar felul de luptă a lui Pavel. El se purta aspru cu trupul lui. Atunci când venea ispită, nu se gândea să păcătuiesc sau să, nu știu, să fac lucrul acesta, e bine sau nu e bine. Cuvântul Domnului spune, feriți-vă de orice vi se pare rău. Și aș vrea să ne gândim și la exemplul lui Iosif, e foarte potrivit aici. Iosif a fost ispitit timp de mai multe zile și vedem clar că Iosif a biruit ispita și eu pot să mă gândesc că nu a fost un lucru ușor pentru el timpul acesta. De multe ori, nu știu, poate aveți o ispită care vine numai într-o zi și după aia niciodată sau peste o perioadă mai lungă de timp, sau e și o ispită care te macină de mai mult timp și ispita aceasta care a fost peste Iosif, lucrul acesta, vă gândiți că femeia aceea în fiecare zi tot spunea aceleași cuvinte să meargă cu el și să facă lucru ce este împotriva lui Dumnezeu și frați și surori, vedem că Iosif a fugit din fața păcatului și până ce s-a rupt și hainele de pe el. Deci
Spune și cuvântul Domnului în evrei să ne luptăm până la sânge și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin, amin. Aș vrea să citesc din Evrei capitolul 3 și cu aceasta vreau să închei. Evrei capitolul 3 de la versetul 13. Scrie în felul următor. Și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Frate și soră, vreau să te îndemn să iei astăzi decizia înaintea lui Dumnezeu. Dacă o ispită care te-a măcinat mai mult de un an sau de doi ani sau de mai multă vreme, să spui astăzi înaintea Domnului în rugăciunea aceasta, Doamne, ajută-mă să scap de lucrul acesta. Știu că este foarte greu și eu nu sunt mai bun decât dumneavoastră, dar am și eu greșelile mele și slăbiciunile mele, dar mă rog Domnului ca oricare dintre voi și cer Domnului putere să biruiesc orice fel de ispită și aceasta vreau să vă îndemn și pe voi la rugăciunea aceasta, vă rog să vă ridicați în picioare. Aș vrea să ne rugăm înaintea Domnului și să luăm astăzi decizia aceasta și să fim hotărâți ca și David în lupta noastră care avem în fiecare zi și cea mai multă importanță are faptul că trebuie să ne bazăm pe numele Domnului, așa cum scrie în Psalmul 20 cu versetul 7, oamenii sunt doaie și cad, dar noi ne bizuim pe numele Domnului. Haideți să venim sincer înaintea Domnului și Domnul să lucreze. Amin. Amin. Să vă reașezați. Haideți să ne închinăm, Domnul, în continuare cu tineri de la Vine Neustadt. Vor cânta și o slavă lui Dumnezeu cei din care formează grupul Ahava. Apoi sora Lisa Gafița are o poezie, în urmă vor cânta tinerii din biserica din loc. Cântarea Doamne, Tu ești un foc, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin.
De ești căzut și crezi că în cer ai fost dat uitării. S-au zilnic lupți cu încercări, din greu tot mai greu. S-au simți că în loc să ieși la mar, vezi doar din nou va lucra. Dumnezeu va lucra, va lucra, din nou va lucra. Tu doar stai pe loc să poți ca să vezi clar mâna sa. Oare nu e Dumnezeu același și azi și ei? Deși nu știi cum, deși nu știi când, El din nou va lucra. El Dumnezeu știe al tău plâns și ce adâncă ți-e rana. El din nou va lucra. Dumnezeu va lucra, va lucra, din nou va lucra. Tu doar stai pe loc să poți ca să vezi clar mâna sa. Oare nu e Dumnezeu același și azi și ei? Deși nu știi cum, deși nu știi când, El din nou va lucra. Deși nu știi cum, deși nu știi când, El din nou va lucra. David, David încă e copil, cel mai dulce păstoraș, pe când trei din frații lui sunt viteji și mari ostași. Tatăl său, Isai, îi zise: mergi și Domnul e cu tine. Vreau să știu pe câmp de luptă dacă frații tăi sunt bine. Și luând cu el merinde, iată David a plecat, unde e stăpân pe luptă uriașul Goliat. Goliat în înălțime avea peste 6 coți și era viteaz, vezi bine, cel mai tare dintre toți.
Goliat așteaptă mândru pe înălțimea unui munte, dar curajul n-are nimeni pe acest gigant să înfrunte. David i-a văzut trufia. Cum se poate așa ceva? Rege, vreau să lupt cu dânsul. Domnul mă va ajuta. Saul i-a dat platoșa, coiful, sabie și scut, dar nu se putea mișca așa cu haine de împrumut. A luat 5 pietricele și le-a pus la îndemână și a pornit apoi cu ele și cu praștia în mână. Goliat era înfruntat. Maică nu-i venea să creadă de un păstor neîncercat, fără scut și fără spadă. El strigă: ce sunt eu, câine, de îndrăznești doar cu toiege? În bucăți vă rup și pe tine, și oștirea, și pe rege. David spuse: tu în luptă ai un scut, un coif și o spadă. Dumnezeu însă mă ajută, toată lumea o să vadă. Și cu praștea aruncă doar o piatră, numai una. Și a fost înfrânt gigantul, și trufia, și minciuna. Iată-l mai târziu pe David, împărat în Israel. El s-a încrezut în Domnul, Dumnezeu a fost cu el. Amin. Amin. Thank you.
câștigăm timp, aș vrea să anunț, ascultăm grupul mare de fete. Deci o să repet de două ori. Grupul mare de fete de la Vine Noștri laudă pe Domnul cu o cântare, apoi grupul de fete de la noi se vor închina Domnul cu De nu mai fi iubitul, Doamne, și apoi grupul cu Larisa vor cânta sub slava lui Dumnezeu și apoi o să ne apropiem foarte rapid de ascultarea cuvântului lui Dumnezeu.
De numai fi iubitul, Doamne, ce se alegea de viața mea, în ce întuneric fără margini, trăiam fără iubirea ta. De nume fi întins tu mâna, ca să mă scoți de unde am fost. Eram pierdut fără nădejde, trăiam viața fără vă invit să ne ridicăm toți în picioare. În timp ce se cântă cântarea asta, o să facem și colecta. Apoi fratele Adi Gavriș va deschide scripturile, va citi textul și va predica. Dumnezeu să îl însoțească. Amin.
Dumnezeu din 1 Samuel, capitolul 17, doresc să vă aduc aminte de versetele din psalm care spun: Eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Amin. Și toată biserica să spună amin. Amin. Lauda înaintea lui Dumnezeu este foarte importantă, pentru că El este ținta slujirii noastre, El este ținta alergării noastre, dorința inimii și a sufletului nostru este El, Iisus Hristos, slăvit să fie Dumnezeu. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, 1 Samuel, capitolul 17, de la versetul 29 începând, vom citi fugitiv, până la versetul 32. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: David a răspuns:
ce-am făcut oare? Nu pot să vorbesc astfel?" Și s-a întors de la el ca să vorbească cu altul și i-a pus aceeași întrebare. Poporul i-a răspuns ca și întâiași dată. Când s-au auzit cuvintele rostite de David, au fost spuse înainte lui Saul, care a trimis să-l caute. David a zis lui Saul: "Nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el." Întoarcem pagina Sfintele Scripturi la versetul 43. Filisteanul a zis lui David: "Ce sunt, câine, de vii la mine cu toiege?" Și după ce l-a blestemat pe Dumnezeii lui, a adăugat: "Vino la mine și îți voi da carnea ta păsărilor cerului și fierului câmpului." David a zis filisteanului: "Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță, cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor lui Israel pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor păsările cerului și fiarelor pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu." Amin, amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Vă aduc saluturile Bisericii Maranata, Bisericii Soră din Vina Noștea. Tu Dumnezeu să vă binecuvânteze, să ne binecuvânteze pe toți cu harul Său și cu binecuvântarea Sa. Ce ne dorim cel mai mult este ca Dumnezeu să fie prezent. Până acum i-am cântat și cred că pe mai departe, dacă ne vor ruga, Dumnezeu ne va binecuvânta cu prezența Sa și prin Sfintele Scripturi, care doresc să fie cuvânt de îmbărbătare pentru fiecare dintre noi, de la cel mai mic până la cel mai mare, și zic ca Dumnezeu să vorbească. Amin. M-am oprit la aceste cuvinte. Chiar dacă textul este foarte cunoscut, din copilărie îl cunosc, din copilărie știu lupta împotriva lui Goliat. Și copiii dumneavoastră, copiii noștri, cunosc această istorie reală, adevărată, când Dumnezeu a chemat un copilandru, l-a trimis prin tatăl său Isaia acolo pe câmpul de luptă, după 40 de zile în care oastea măreața lui Israel stătea ascunsă printre tufișuri. Și după 40 de zile se apropie omul acesta, David, și îl aude pe Goliat, cum cobora de pe deal, de pe munte, ocăra armata lui Israel și îl ocăra pe Dumnezeul lui Israel. Și tristă este atitudinea oamenilor, soldaților din armata lui Saul, din armata lui Israel, oamenii aceștia plini de frică, deși îl cunoșteau pe Dumnezeu ca un Dumnezeu atotputernic. Avea o istorie măreață a poporului Israel în care Dumnezeu i-a scos cu mână puternică din Egipt și cunoșteau această istorie. Dumnezeu i-a binecuvântat, i-a crescut, i-a format o națiune, i-a purtat prin foarte multe necazuri și probleme ca să devină un popor și o națiune sfântă care să se închine înainte unui singur Dumnezeu. Și iată, la foarte scurtă vreme, și repet, la foarte scurtă vreme, poporul acesta al lui Dumnezeu, poporul Israel, stătea ascuns printre tufișuri și era frică de un uriaș. Copilul acesta, copilandrul acesta, s-a apropiat, a auzit, a stat de vorbă cu frații săi, a stat de vorbă cu oamenii de acolo și a făcut această întrebare, a pus-o fraților lui, a pus oamenilor din jur: ce se întâmplă? Cine este omul acesta? Cum își permite omul acesta să-și bată joc de Dumnezeu, de Jehova? Cum își permite omul acesta să-și bată Dumnezeu de joc de armata lui Dumnezeu, a lui Jehova? Cum stați și vă ascundeți? Iată, poporul lui Dumnezeu era la o răscruce. Soldații aceștia, care trebuia să fie plini de curaj, erau la o răscruce. Și poporul lui Dumnezeu a trecut în repetate rânduri prin astfel de situații, prin astfel de momente în care putem să-i asemănăm așa cum Ezechiel, cum Dumnezeu îi aseamănă prin Ezechiel în capitolul 37, cu o vale plină de oase. Oase uscate, oase fără de putere, oase fără de viață. Și în acest moment poporul era plin de tulburare și inima lor era o inimă lipsită de curaj, lipsită de vlagă. Nu puteau să facă un pas înainte, deși îl cunoșteau pe Dumnezeu din istoria lor și din viața lor, dar nu îl cunoșteau personal pe Dumnezeul lui Israel, pe Jehova. M-am oprit la aceste cuvinte care se leagă și David. De ce sunteți ascuși? De ce nu pot să vorbesc astfel? De ce s-a întâmplat oare cu voi, poporul Israel? De ce vi s-a tulburat inima? De ce este viața voastră tulburată? De ce nu mai sunteți plini de viață? De ce nu vă ridicați în capul oaselor să luptați împotriva filisteanului?
De ce Saul, împăratul care era cu un cap mai mare decât toți ostașii săi, nu are curajul, deși avea spadă, deși avea scut și putea să meargă înainte? De ce omul acesta nu se ridică în numele lui Dumnezeu Jehova să meargă și să se lupte împotriva lui Goliat? De ce nu stau în fața Goliatului? Am fost îndemnat și ni s-a pus în fața această întrebare la rugăciune. Care este Goliatul nostru? Și vreau să vă întreb, de la cel mai mic până la cel mai mare, oare de ce nu stăm împotriva Goliatului care stă în fața noastră? De ce ne este inima tulburată? De ce ne este inima plină de frică? De ce? Și de ce? Și de ce? Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze! În lumea fizică, în momentul în care inima falimentează și știm că în circuitul acesta pe care Dumnezeu l-a creat, inima este o pompă, este un motoraș care pompează sânge prin artere, prin vene. Inima pompează și astfel trupul uman funcționează. În momentul în care acest motoraș falimentează și se oprește, în momentul acela murim. În momentul acela organele noastre falimentează, nu mai funcționează și corpul uman moare. La fel este însă și din punct de vedere spiritual. În momentul în care inima noastră falimentează, în momentul în care inima noastră nu mai lucrează așa cum Dumnezeu dorește, și sufletul nostru și omul spiritual este falimentar, și dați-mi voie să fiu mai accentuat și mai radical, omul spiritual este mort. Să ne ferească Dumnezeu să avem o inimă falimentară. Să ferească Dumnezeu pe unul dintre noi, de la cel mai mic până la cel mai mare, să aibă o inimă falimentară în seara aceasta. O, Doamne, Dumnezeule, ferește-ne de acest lucru. De aceea m-am îndreptat să vedem câteva lucruri, când ne este inima falimentară. Și vreau, din punct de vedere practic, să stăm și să privim către poporul Israel, să stăm privim către David, să ne punem noi în oglindă și să ne punem întrebarea, oare inima noastră este falimentară? Oare sunt eu falimentar? Oare omul spiritual din lăuntru meu este falimentar? Mai trăiesc sau sunt mort? Când v-a spus ultima dată această întrebare, frați și surori, tineri dragi? Trăiesc sau sunt mort? Îmi funcționează inima sau inima mea este falimentară? Poporul lui Israel era falimentar. Și dați-mi voie să folosesc cuvântul acesta, toți, nu este exagerare, poporul lui Israel erau falimentari. Și Dumnezeu îl trimite pe acest copilandru, pe acest copil cu păr bălai, ca să tragă un semnal de alarmă și oamenii aceștia să se trezească din somnul amorțirii lor. Vreau să vă spun în primul rând că știi că inima îți falimentează în momentul în care nu mai vrei să mergi. Foarte simplu și la subiect, în momentul în care poporul lui Dumnezeu n-a dorit să meargă, să se lupte cu Goliat, a arătat o stare de faliment. În momentul în care biserica lui Dumnezeu nu mai dorește să meargă, arată o stare de faliment. În momentul în care tineretul casei lui Dumnezeu nu mai dorește să meargă, arată o stare de faliment. Și putem să o adăugăm aici. Când nu mai vrei să mergi la rugăciune, ai o problemă, tânăr drag. Când ai un talent, ai un dar pe care Dumnezeu l-a pus în inima ta, în viața ta, și nu vrei să-l mai folosești pentru slava și cinstea lui Dumnezeu, ai o problemă, tânăr drag. Biserica lui Dumnezeu, în momentul în care nu ne mai dorim părtășia frățească, în momentul în care nu mai suntem prezenți la cina lui Dumnezeu sau stăm undeva pe o bancă, avem o inimă falimentară, avem o mare problemă. Și în vremea de astăzi, vreau să trag acest semnal de alarmă, trebuie să stăm împotriva Goliatului care stă în fața noastră și să mergem în numele Dumnezeului Atotputernic și să ne punem trupul în lucru, inima noastră să funcționeze prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Valea aceea de oase, poporul lui Israel era asemănat prin valea aceea de oase. Au început oasele să se unească și pe ele Dumnezeu prin prorocie a făcut să crească vine, să crească carne. Dar abia în momentul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a suflat peste ei, s-a făcut o armată puternică și armata aceasta puternică a putut să meargă mai departe și să funcționeze bine spre slava lui Dumnezeu. Noi avem nevoie mai mult ca oricând să ne lăsăm inima atinsă de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, fără de care nu putem să facem niciun pas. În momentul în care nu mai vreau să merg, să am părtășie cu frații și cu surorile mele, am nevoie să strig către Dumnezeu, să spun, Doamne, sunt bolnav, inima mea este falimentară, Doamne Dumnezeule, mă cobor spre pământ, mă pierd, ai milă de mine, ai milă de mine. Cum este inima ta? David s-a ridicat în popor și în versetul 32 a spus lui Saul,
robul tău va merge. Chiar dacă frații mei mai mari, chiar dacă împăratul care, așa cum spuneam, era mai mare decât toți cu un cap, chiar dacă toți au stat undeva ascunși, David, acest tânăr, care îl cunoștea pe Dumnezeu, care avea experiența lui Dumnezeu în viața lui, a spus, robul tău va merge. Din ce cauză? Pentru că Dumnezeu, în momentul în care eu pășteam oile tatălui meu și a venit un urs sau a venit un leu, Dumnezeu mi-a dat putere să nu permit dușmanului, să nu permit fiarei să fure vreo oiță din turmă. Și omul acesta a spus, eu voi merge. Gândiți-vă la Samuel, în momentul în care Dumnezeu l-a chemat în lucrare, ce a spus omul acesta? Judecătorul Samuel, vorbește Doamne căci robul tău ascultă. Și în momentul în care Dumnezeu i-a spus, va veni peste poporul acesta, peste preoție, peste Eli și peste familia lui, va veni o pedeapsă. Tu vei fi acela care vei sluji pe mai departe. Copilașul acesta a spus, vorbește Doamne, robul tău ascultă și va vorbi cuvântul tău. Și pentru noi ni se cere același lucru, să ne ridicăm în picioare și să mergem. Să mergem la părtășie, să mergem la rugăciune, să mergem în evangelizare, să mergem în slujire, să nu fim șomeri din punct de vedere spiritual. În momentul în care șomăm, în momentul în care robul lui Dumnezeu nu face nimic, este o mare problemă. Tânăr drag, frate și soră, cum este inima dumitale? Mai vrei să mergi, îți mai dorești părtășia cu frați, cu surori? Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi și dacă trebuie să schimbăm ceva, să o facem astăzi, aici și acum. Domnul Iisus Hristos a chemat ucenicii 12 și prin 11 persoane a schimbat o lume întreagă, slăvit să fie Dumnezeu. Și din cauza faptului că 11 au răspuns afirmativ și au zis, da, Doamne, vrem să fim robii Tăi, martorii Tăi până la capătul pământului. Dumnezeu ne-a binecuvântat pe noi și noi suntem binecuvântați prin lucrarea acestor oameni care au spus, robul Tău va merge. Apostolul Pavel a spus, Doamne Dumnezeule, cine ești Tu? În momentul în care era întuneric și în inima lui, dar și în viața lui, pentru că erau acel solți pe ochii lui și nu mai știa ce să facă, Domnul Iisus Hristos i-a spus, Eu sunt Iisus pe care îl prigonești Tu. Și din acel moment Dumnezeu l-a chemat și l-a folosit pe Apostolul Pavel. Apostolul Pavel n-a mai fost niciodată ca în trecut un Saul, un om care căuta să omoare, să ucidă urmașii lui Hristos. Și a spus, robul tău va merge și va duce Evanghelia mai departe. Unde mă vei duce, Dumnezeule? Unde mă vei călăuzi tu? Robul lui Dumnezeu trebuie să meargă. Trebuie să meargă. De multe ori falimentează inima noastră momentul în care nu mai vrem să mergem. Pentru că așa suntem noi oamenii. Suntem foarte, foarte ciudați. Dați-mi voie să folosesc cuvântul acesta mai fără de înțelegere. Dar știți că de multe ori renunțăm să mai mergem pentru că cineva poate ne supără. Poate de multe ori liderul de tineret ne supără, de multe ori păstorul ne supără și este bine când cuvântul lui Dumnezeu este rostit cu putere în biserică și păstorul ne supără pentru că avem ce învăța. Păstorul este un părinte spiritual și trebuie să ne supere ca să învățăm, să ne spună adevărul golgoluț așa cum este. Tata și mama trebuie să spună adevărul golgoluț așa cum este, să ne păstrăm sfinți, pentru că Domnului cuvânt spune, fiți sfinți cum eu sunt sfânt. Și sfințenia există în principiile Sfintelor Scripturi. Doamne, ajută-ne să ascultăm de păstor, ajută-ne să ascultăm de lideri de tineret, să ascultăm de părinți. Pentru că aceștia ne determină să mergem pe calea către veșnicie, pe această cale curată. Slăviți să fie Dumnezeu! Foarte ușor putem să renunțăm să spun, nu mai vreau. Foarte ușor când spui, am un talent, nu mai vreau, zice, m-a supărat. Atunci, în momentul acela, să știi că ai o problemă cu inima. Inima începe să falimenteze. O, Doamne, Duhul Sfinte, trezește-ne la realitate. În momentul în care cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă la sfințenie, noi să spunem, Doamne, a Ta este slava, cinstea și mărirea și noastră toată pocăința. Slăviți să fie Dumnezeu! La aceasta ne-a chemat Dumnezeu să ne pocăim, să ne sfințim și inima noastră să se întărească. Slăviți să fie Dumnezeu! Când critica negativă, când nemulțumirea din viața noastră crește și slujirea se împuținează, în acel moment avem o problemă de inimă. În momentul în care îmi place să văd în stânga și în dreapta și să judec pe cel care lucrează cu puținul pe care îl are, poate a primit un talent, poate a primit jumate de talent, dar îl pune tot în negoț și vrea să-L slujească pe Dumnezeu cu tot ceea ce are. Și eu, nemulțumit, judec, pentru că dați-mi voie să schimb. Nu sunt mulțumit, poate de cutare sau de cutare, inima mea este o inimă care falimentează.
Dumnezeu să ne cerceteze. Când nu mai pui mâna pe Biblie, când trec poate zile, când trec poate săptămâni, când trec poate luni și Biblia este undeva pusă deoparte, vreau să vă spun că inima ta falimentează. În momentul următor când Goliatul va sta față în față cu tine, nu vei mai putea să lupți împotriva lui. Pentru că nu mai vrei să mergi să citești cuvântul lui Dumnezeu, nu mai vrei să-l strângi. Biblia spune așa de frumos, gustați și vedeți ce bun este Dumnezeu. Și pe Dumnezeu îl vedem în primul rând când citim din Sfânta Scriptură. Credința noastră se întărește când studiem cuvântul lui Dumnezeu. Ne întărim când Sfânta Scriptură este în mintea noastră și în inima noastră, binecuvântat să fie Dumnezeu. În momentul în care nu mai vrei să mergi către rugăciune și nu mai vrei să-ți pleci genunchii, și în odăiță, dar și împreună cu frații și surorile tale, în momentul acela este o problemă foarte mare. Vreau să vă spun, cântările noastre sunt minunate, sunt frumoase și ne determină pe fiecare dintre noi să lăudăm din toată inima pe Dumnezeu. Dar în momentul în care nu mai caut să mă închin înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune, și cunoaștem, rugăciunea este respirația sufletului, o numim noi. În momentul în care mă mulțumesc doar cu cântarea, nu este destul. Cuvântul și rugăciunea nu trebuie să lipsească niciodată din viața unui creștin. Domnul să-l binecuvânteze pe fiecare, de la cel mai mic până la cel mai mare, să punem accent pe aceste două lucruri foarte importante. Nu vom putea să izbutim fără de rugăciune și post. Nu vom putea să izbutim fără de cuvântul lui Dumnezeu. Și vom ajunge să falimentăm în momentul în care inima noastră va începe să nu mai bată sau să bată, să scopăteze sau să bată tot mai rar și tot mai rar. Și atunci trebuie să lucrăm la aceste lucruri. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ajungem să falimentăm în momentul în care nu mai vrem să mergem. Ajungem să falimentăm în momentul în care permitem celui rău să ridice mâna împotriva noastră. Și dați-mi voie să spun clar, David a aruncat cu pietre. Noi nu ne învățăm copiii noștri să arunce cu pietre împotriva celui rău. Nu. Dar în momentul în care Satana și cu oștile lui puternice și cu slujitorii săi încep să se ridice și să vorbească împotriva bisericii, biserica trebuie să se ridică în picioare și să spună până aici. Cuvântul lui Dumnezeu este clar. Noi ne păstrăm viața curată, noi suntem poporul lui Dumnezeu până aici. Dați-mi voie să vă pun un exemplu care pe mine m-a durut și mă însoțește de atunci, de foarte multă vreme. Când a fost referendumul pentru familie, am fost și am votat și eu pentru familia românească, pentru că încă mai sunt română, am pașaport românesc, și am fost împreună cu copiii mei să le spun acest adevăr, acest lucru, că familia este instituția lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut familia și familia trebuie protejată. Întorcându-mă înapoi acasă, în biserică, am întrebat pe un tânăr căsătorit cu copii, familie mai numeroasă, l-am întrebat, măi, ai fost? Pentru că știam că este și român și mi-a răpus această întrebare, dar ce legătură am eu cu ei din România? Și m-am dezamăgit așa tare când am văzut că biserica, creștinii, cei care trebuie să stea în picioare în momentul în care Satan și Goliat ridică mâna împotriva poporului Israel, nu mai spune nimic, că se ascunde, spune ce legătură am eu cu ei. L-am mustrat. Dar aș vrea noi să ne trezim, pentru că atacurile celui rău vor fi tot mai des și tot mai des împotriva bisericii. Ce vom face noi în momentul în care tot ceea ce aduce Satan negativ și distrugător în lumea aceasta, în Austria, privim peste oceane, de exemplu, ce vom face noi? Ne vom ridica oare în picioare să spunem până aici? Până aici? Goliat înapoi? În numele lui Dumnezeu lui Israel înapoi? Vom permite noi să pună cel rău mâna peste noi? Poporul lui Israel a permis lui Goliat să coboare timp de 40 de zile și să-și bată joc de ei, să-și bată joc de împărat și să-și bată joc de Dumnezeul lui Israel. I-au permis acestui netăiat împrejur. Și tânărul acesta care a condus de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, când a văzut toată această obrăznicie, s-a ridicat în picioare și a spus, dar cum se poate întâmpla așa ceva? Când eu am fost învățat de tatăl meu că poporul lui Israel este un popor deosebit. Apropo, biserica lui Dumnezeu, biserica penticostală, este o biserică aliasă pusă deoparte pentru slava lui Dumnezeu. Și în momentul în care cerul va veni împotriva bisericii penticostale, noi trebuie să ridicăm picioare să spunem până aici. Chiar dacă ne va doare, chiar dacă vor veni probleme și necazuri și suferințe peste noi, noi va trebui să lăudăm și să înălțăm numele lui Dumnezeu atotputernic, slăvit să fie Domnul. Amin.
Să nu permite mâna celui rău, a diavolului, să se ridice împotriva bisericii, pentru că cel ce este în noi este mai tare decât Duhul veacului. Cine este cu noi și mulțimea îngerilor care tăbărăsc în jurul nostru sunt mai puternici decât mulțimea demonilor și a dracilor care dau năvală și încearcă să distrugă biserica și copiii lui Dumnezeu. O, Doamne, Dumnezeu le păstrează în brațul Tău. Pentru că din brațul lui Dumnezeu nu ne poate lua nimeni. Dar pentru aceasta, inima mea trebuie să bată 100% pentru Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Și acum să ne punem întrebarea aceasta dragostei. Noi îl iubim pe Dumnezeu, nu-i așa? Îl iubim pe Dumnezeu și spunem prin cântările noastre, prin poezii, prin cuvintele noastre de predice, de îndemn, noi îl iubim pe Dumnezeu, da? Dar iubim pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea noastră? Mă dăruiesc Lui 100%? Mintea mea o pun spre slava lui Dumnezeu 100% și inima mea bate 100% pentru El? Dacă nu bate 100% pentru Dumnezeu, să ne ierte Dumnezeu. Un îndemn pentru noi în ziua de astăzi este vegheați, vegheați, fraților. Să nu ni se tulbure inima. În momentul în care va veni dușmanul și va încerca să ne distrugă, să nu ni se tulbure inima, să ne încredem în Dumnezeu și să veghem. Toate lucrurile care le vedem în fața ochilor noștri ne spun clar că cel rău cu o mare ură și cu mare dușmănie împotriva bisericii se ridică. Pentru aceasta noi trebuie să ne întărim în cuvântul lui Dumnezeu mai mult ca oricând. Să strângem un de lemn, să strângem putere pentru lupta care va veni și va fi mai groaznică ca oricând. Dar biserica lui Dumnezeu este mai mult decât biruitoare prin Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. De aceea, în momentul în care va veni cel rău, în momentul în care va veni Goliat, biserica Maranata din cap în și din vină Neustadt, de la cel mai mic până la cel mai mare, să se ridice în picioare și să spună: noi suntem oameni sănătoși, noi suntem oameni normali și ne păstrăm curați până la capăt, așa să ne ajute Dumnezeu. 1 Samuel, capitolul 17, versetul 46, David spunea: astăzi Domnul te va da în mâinile mele. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborâ, îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurilor taberei filistenilor păsările cerului și fiarelor pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Austria trebuie să știe că Biserica Pentecostală Română are un Dumnezeu, slăvit să fie El. Și astăzi, de aici și de acum înainte, noi trebuie să ne întărim în cuvântul lui Dumnezeu care spune că nici nu ne va lăsa, cu niciun chip nu ne va lăsa, nu ne va părăsi. Slăvit să fie Domnul pentru promisiunile sale. Să ne întărim în această promisiune, să ne întărim în cuvântul lui Dumnezeu, să ne întărim în Duhul Sfânt care este aproape de noi, de fiecare dintre noi în parte. Slăvit să fie Domnul! Să nu permitem niciodată cel rău să-și ridice mâna peste noi, dar pentru aceasta trebuie să știm în mâna cui ne aflăm și în mâna cui suntem. Gândiți-vă, am stat și m-am meditat și m-am gândit, oare era cu putință unui copilandru de aproximativ 16, cât o fi avut David atunci în perioada respectivă, 16 ani, să stea împotriva unui soldat înalt de 3 metri cu o experiență militară extraordinară? Avea el vreo șansă? Și vreau să răspundeți dumneavoastră. Avea David o șansă? Niciodată. Niciodată. Dacă ar fi mers singur, dacă ar fi mers lipsit de Dumnezeu, dacă ar fi mers singur, n-ar fi avut nicio șansă. Dar în inima lui, în viața lui, în mintea lui, era experiența cu Dumnezeu, era prezentul Dumnezeu de fiecare dată, slăvit să fie Domnul. Mă rog pentru tineretul casei lui Dumnezeu, indiferent de biserica care ar fi, să-L cunoască pe Dumnezeu personal. Amin. Să aibă o întâlnire personală cu Dumnezeu, să aibă experiențe cu Dumnezeu și Duhul Sfânt să le umple inima. Duh de putere, Duh de acțiune, Duh prin care ei să meargă înainte și fără de frică să spună: suntem al lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Inima falimentează când nu e suficient de pregătit pentru lupta spirituală. În momentul în care nu sunt pregătit, în momentul în care nu am armătura despre care se vorbea, în momentul în care îmi permit să mă joc cu pocăința, pentru că asta înseamnă să nu fie pregătit, îmi permit să mă joc cu pocăința, în momentul în care îmi permit să mă joc cu Dumnezeu, voi cădea. Toți oștenii lui Saul și-au permis să se joace cu Dumnezeu. Toți. Pentru că niciunul dintre ei nu s-a ridicat înainte acestui Goliat să spună: până aici, netăiatul împrejur. Dar în momentul în care a venit omul potrivit, la locul potrivit, trimise Dumnezeu, David, în momentul acela Dumnezeu a început să lucreze.
David era pregătit, îl cunoștea pe Dumnezeu. Își păzea oile, se încredea în Dumnezeu, nu se încredea în toiag, nu se credea în praștie, nu se credea în cele cinci pietre, deși a fost pregătit, s-a pregătit pentru război și a spus, dacă tu ești așa de mare, locul acela din frunte, Dumnezeu îl va deschide, pentru că Dumnezeul meu este atotputernic, slăvit să fie Dumnezeu. David s-a pregătit. Noi stăm în fața unor primejdii foarte mari și trebuie să ne pregătim, tineri dragi. Vorbeam aici cu fratele Sami Vlad și spuneam, eu am venit în Austria de mai multă vreme, dar faptul că am lucrat cu români multă vreme, n-am prins limba germană să pot să propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu cu tărie așa cum trebuie. Tineri dragi care v-ați născut aici, voi sunteți binecuvântați de Dumnezeu cu o germană, pot să spun că perfectă. Folosiți cuvântul lui Dumnezeu ca să atingeți inimile oamenilor. Lăsați-vă pregătiți, citiți cuvântul lui Dumnezeu, rugați-vă ca să fiți călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și prin folosirea cuvântului plin de putere să atingeți inimile oamenilor. Pregătiți-vă pentru slava lui Dumnezeu. Dacă noi, generația aceasta care a venit de curând în Austria, nu avem capacitatea 100% ca să transmite cuvântul lui Dumnezeu așa cum este El, curat și sfânt. Pregătiți-vă ca să fiți o lumină în Austria, să fiți sarea pământului și să atingeți inimile oamenilor. Slăviți să fie Dumnezeu! Avem nevoie de armătura Duhului Sfânt și fiecare trebuie să se îmbrace cu această armătură despre care s-a citit. Nu vom mai citi aceste cuvinte, pentru că le cunoaștem. Sunt lucruri pe care le cunoaștem fiecare dintre noi, de la cel mai mic până la cel mai mare. Dar sunt lucruri pe care trebuie să le aducem aminte, să ne îmbărbătăm în cuvântul lui Dumnezeu mai mult ca oricând. Pentru că lupta ne stă în față. Armura lui Saul n-a fost de folos pentru David. A încercat să o îmbrace, a încercat să pună acest coif al împăratului, să-și ia sabia, să-și ia scutul, dar nu era potrivită pentru el. Armura Duhului Sfânt este importantă pentru viețile noastre, de aceea să ne-o dea Dumnezeu fiecare dintre noi. Îmbrăcați-vă cu această armătură. Folosește credința și credința vine în urma auzirii cuvântului Dumnezeu, studierii și citirii cuvântului Dumnezeu. Vreau să vă spun că există o credință drăcească și dracii cred și se înfioară. Există o credință care, așa, teoretic, o cunoaștem doar din ce auzim la predici, în special pe internet, în special în biserică, dar nu ne afectează inima noastră. Credința noastră trebuie să fie o credință reală în Iisus Hristos. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și mai există sângele Domnului Iisus Hristos. În Apocalipsa, la un moment dat, ni se spune că o gloată mare l-a biruit pe cel rău, pe Goliat, l-a biruit pe diavolul, prin sângele Domnului și prin mărturia credinței lor, prin faptul că au mărturisit. Vreau să vă întreb acum direct, știți ce înseamnă Evanghelia? Puteți să propovăduiți Evanghelia lui Hristos în Austria? Să spuneți oamenilor că Domnul Iisus Hristos a venit de sus din slavă pe pământ, s-a născut într-o iezile ca noi să fim mântuiți. În momentul în care El a murit pe cruce și a dat viața, a murit, a intrat în mormânt și a înviat și este viu în vecii vecilor, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cunoașteți acest lucru, știți? Puteți să-L transmiteți mai departe? Înseamnă că suntem pregătiți. Așa să ne ajute Dumnezeu. Frați și surori, este nevoie de rugăciune mai mult ca oricând, să ne întărim. Este nevoie de cuvânt mai mult ca oricând, să-L cunoaștem. Pentru că dacă vor veni vremuri în care noi nu vom mai avea cuvântul lui Dumnezeu, să-L avem în mintea noastră și în inima noastră, așa să ne ajute Dumnezeu. Închinarea în Duh și în adevăr este foarte importantă pentru noi. Și la un moment dat, doi oameni care stăteau în închisoare, Pavel și Sila, cântau și slăveau pe Dumnezeu, deși aveau picioarele în butuci. Îl lăudau pe Dumnezeu din toată inima, pentru că erau în sufletul lor, erau liberi și îl lăudau. Așa cum spuneau la început, eu strig lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrășmașii mei, de Goliatul care stă în fața mea, sunt izbăvit de Satan, sunt izbăvit de firea pământească care este în inima mea, de eul acesta care încearcă să mă pună la pământ. Frați și surori, tineri dragi, să ne pregătim mai mult ca oricând să putem să stăm în picioare. Acesta este cuvântul care l-am avut în această seară pentru fiecare dintre noi. Să ne întărim, să ne cercetăm și să vedem cum este inima noastră, cum este inima mea. Este inima mea pregătită? Dacă nu, să strâng cuvântul lui Dumnezeu în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu, ci să rămân statornic, indiferent de valurile și problemele care vor veni. Pregătiți-vă, tineri dragi! Biserică, pregătește-te! Pentru că în momentul în care va veni diavolul cel rău, Goliat, și va ridica mâna împotriva bisericii, noi să spunem până aici, noi suntem statornici,
Dumnezeu ne-a chemat să fim lumina lumii, ne-a chemat să fim sfinți și noi nu dăm înapoi, noi nu ne ascundem prin tetufișuri, ci stăm în picioare și chiar dacă va fi să mergem în cuptorul de foc și vom muri, nu ne pare rău, pentru că mergem la Dumnezeu, la Salvatorul. Dar noi mergem înainte, nu dăm înapoi, ci îl slăvim pe Dumnezeu cu viața noastră, cu trăirea noastră. Așa se ajută Dumnezeu. Valea de oase a început să se strângă. Din oasele acelea au început să crească, așa cum spuneam, vine, carne, a crescut piele și a fost o armată puternică. Ceea ce vedem aici, în bisericile române, este o armată puternică pe care Dumnezeu vrea să o folosească. Amin. Și cea mai mare, cea mai important instrument, cea mai mare putere pe care o putem să aveam este prezența Duhului Sfânt în viețile noastre. Biserica lui Dumnezeu, Maranata din loc, Domnul să vă binecuvânteze cu prezența sa. Tineri dragi, Domnul să vă binecuvânteze cu prezența Duhului Sfânt, să vă binecuvânteze să fiți o lumină a lumii, să fiți o lumină aici în locul acesta, să fiți plini de putere și să mergem înainte cu toții, să nu dăm înapoi niciodată. Amin. Amin. Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Mulțumim tuturor celor care au slujit și dorim din toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Mă gândeam astăzi să vorbi despre David și Goliat și băieții aminteau de Goliatul din viața noastră. Ce spuneți dacă ar veni Goliat? Sau Goliatul îi pe aici, printre noi. Ar veni David cu praștia și cu petrele? Cam unde crezi că te-ar lovi? Am întrebat pe David aici, zic, David, eu știu Goliatul din viața ta. El n-a fost liniștit și a zis, spune-mi-l. Zic, la urmă. În versetul 40 din textul fratelui, poți să pui versetul 40, 17, 1 Samuel, 17, versetul 40, spune așa. Și-a luat toiagul în mână și-a ales din pârâu 5 pietre netede și le-a pus în traista lui de păstor și în buzunarul hainei. Apoi cu praștea în mână a înaintat împotriva filisteanului. Apoi în versetul 49 spune în felul următor, versetul spune cuvântul Domnului. Și-a vărât mâna în traistă. Unde a luat o piatră și a aruncat cu praștia, a lovit pe filistean în frunte. Și piatra a intrat în fruntea filisteanului, care a căzut cu fața la pământ. Ce spuneți dacă David ar veni cu praștia și cu o piatră netedă și ar băga mâna în buzunar? Și ar trage. Fetelor, voi în ce credeți că ar trage? Știi unde cred eu? Eu cred că ar trage în internet. V-ați gândit vreodată dacă în seara asta ați ieșit afară și n-ar mai merge telefon? La tine e bine. Serios? Categoric. Bă, mă bucur. La voi, fetelor? Sincer. Greu, nu? Va fi foarte greu. Să vezi că-ți scap telefonul de o piatră netedă. Și să dispară ecranul. Mie mi s-a întâmplat. Și amărât am fost. Dar nu numai că, da, petrele, oare, toate, vă dați seama, mesajele, aveam acolo care îmi trimiteau e-mail, vezi, Doamne, ce important suntem, numerele de telefon, am fost paralizat o zi. N-aveam nicio liniște. A venit David și mi-a pocnit telefonul. Oare am putea accepta asta? Bă, tu ăsta lui Suingiu poți? Am veri pe acolo. Zi, poți?
să rămâi fără telefon, să-ți ia David, să-i dea cu piatra în, direct în față. Să-i strice fațada tot. Greu. Ești sincer. Aș dori din toată inima ca Dumnezeu să binecuvinteze tinerii noștri. Amin, amin. Vorbim de Goliatul din inima noastră și de multe ori nu-l putem înfrânge, trebuie să-l chemăm pe David. Să vină cu piatra aia netedă, din traistă, și să-l pocnească câteodată. Dar cred că mai bine, și la mine dacă ar veni, am și eu. M-am rugat, m-am lăsat, la mine trebuie să dea cu praștea în doză, aia de Red Bull. Am lăsat-o, m-am rugat, m-am bucurat, am luat-o iară. Dumnezeu să mă ierte și mă lupt cu ea, cred că mi-a intrat în sânge ca și drogul. Aș dori din toată inima ca Dumnezeu să aibă milă de noi și Dumnezeu să ne ajute să-i putem cumva, lui Goliat, frânge, să-l putem frânge într-un fel sau în altul și să ne apropiem mai mult de cuvântul lui Dumnezeu, să ne apropiem mai mult de Scriptură și zic Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aș vrea să mai facem la încheiere o rugăciune, o rugăciune în care îi vom aduce pe toți acei care îi avem în biserica noastră și voi aveți o listă, cred că nu, de frați, de surori care trec prin deosebite probleme, situații grele. Aș vrea să ne ridicăm cu toți în picioare, aș vrea să afișez cauzele, avem în săptămâna aceasta și 4 familii pentru care ne rugăm. Am primit de dimineață un bilet, dar într-un mod deosebit aș vrea să ne rugăm, uitați acolo pe lista noastră, avem pe sora Veta care este în spital. Dumnezeu a îngăduit ca în familia lor să treacă și nu știm, nu ne putem explica, nu avem și ne frământăm și noi. Dumnezeu să se atingă de ea și să-i dea vindecare. A trecut prin atâtea chimioterapii, acum a primit o răceală destul, destul de grea și este internată. Dumnezeu să aibă milă și să-i dea vindecare. Amin. Avem 4 familii pentru care în săptămâna aceasta ne-am rugat Dumnezeu să le binecuvinteze. Aveți voi, tinerii de la noi din biserică, colegi de-ai voștri, prieteni, frați de-ai noștri care nu îi mai vedem la biserică pe o perioadă de timp, ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de ei. Amin. Și Dumnezeu să aibă milă și de ei. Amin. Avem o soră, Lucia, din Viena, care are nevoie, CIF, ca Dumnezeu să se atingă de ea, este în spital, este greu încercat, o familie care personal cunosc și eu, Dumnezeu să aibă milă și de ea. Dacă dumneavoastră cunoașteți o situație, o problemă, vă rog să o aduceți și haideți împreună copiii și cu cei tineri și cei mari. Rugați-vă într-un mod deosebit ca Dumnezeu să ne ajute să biruim acele ispite pe care le avem în viața noastră. Amin. Eu așa fac o înțelegere și cu voi și cu mine, ce ar fi să vă puneți pe telefon un cronometru. Oricum este, ați văzut. Și cât stai pe telefon să citești din Biblie? Ce spuneți? Greu, nu? Ai stat o jumătate de oră, oprești, acum jumătate de oră citim Biblia. Și iară, dacă mai poți, mai dai iară jumătate de oră sau mai bine. Așa începem. Și Dumnezeu să ne ajute să biruim aceste lucruri care ne frâng de multe ori și ne dărâmă. Amin. Mai există vreo dorință, vreo cauză? Ne rugăm și pentru fratele Pop, Ioan Pop, Dumnezeu să se atingă și de el. Amin. Pentru sora Corciu. Amin. Și dacă nu mai sunt alte dorințe pentru cele care le-am auzit, și aș vrea tu de aici, nu cum te cheamă, să te rogi pentru prietena ta de lângă tine. Și fiecare la fel. Nu știu ce ispită are, nu știu ce greutăți are, dar și noi la fel. Cred că și Adi are. Îmi spunea și l-am întrebat și am rămas marcat. Aș fi vrut să... Eu sunt așa mai curios de felul meu și mi-a spus că el lucrează cu copiii care au autism. Acei copii care sunt greu încercați, nu-i poți înțelege și îl întrebam cum. Ați văzut că am vorbit un pic cu el, ne iertați că am discutat. Suntem așa și... Dar să știți că avem și noi în familie câteva familii care au cu copiii probleme. Să ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de ei. Amin. Și el îmi spunea că există, sau mă gândeam și eu, că există ceva foarte atent, sau trebuie să fii foarte atent, să-i umbli acolo unde el are o fisură și așa îl poți
îndemna, așa te poate asculta, așa îl poți îndrepta. Dumnezeu să aibă milă de toți părinții și de familiile unde sunt probleme cu copiii. Și Dumnezeu să se îndure de noi. Amin. De aceea, rugați-vă unul pentru celălalt. Nu știi greutatea lui, nu știi povara, nu știi apăsarea, nu știi suferința. De aceea, într-o armonie sinceră, într-o dragoste, într-o părtășie, să ne rugăm unii pentru alții și Dumnezeu să se îndure de noi. Și apoi vom mulțumi Domnului pentru seara aceasta. Amin. Amin, amin. Amin. Vă rog să vă reocupați locul. Câteva anunțuri pentru biserica din loc și apoi am înțeles că tinerii noștri și cu tinerii din Vineri Noi Ștat doresc să mai slăvească pe Domnul cu o cântare. Mai întâi mulțumim Domnului pentru harul lui. Îmi venea parcă în rugăciune așa să mă rog, Doamne, blochează Facebook-ul, Instagram-ul, story ăla sau cu ce e ăla, nu? Așa, să știm toți pe unde mergeți, pe unde mergeți. Trerupele, Doamne, așa, da? După aia m-am zis, na, mai bine, poate ne putem noi înfrâna. Domnul să ne ajute. Mulțumim încă o dată fraților care ne-au vizitat, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Tineri dragi, transmite salutul bisericii noastre, Maranata din Kaffenberg, care se găsește în Apocalipsa, capitolul 22, ultimul capitol, versetul 17, 20 și 21. Dumnezeu să vă binecuvinteze, salutări fratelui Victor și slujitorilor de acolo, și harul și binecuvântarea Domnului să vă însoțească. Aș vrea să vă anunțăm pentru cei care sunteți din loc săptămâna viitoare. Băieții vă aștept la biserică, marțiara, da? Toți cu instrumentele. Băieții de acolo cu trompete, cu acordeoane, viori și așa mai departe. Și zic din toată inima, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă mai aveți colegi și prieteni, chiar voiam să vorbesc cu tinerii noștri, și cu, am uitat de dimineață să vorbesc cu Edi și cu Alex, ne-am hotărât ca peste săptămână, o dată pe lună, să cânte orchestra. O dată pe lună să cânte corul de fete, cum ați făcut-o de altfel joia trecută, cred, nu? Așa, ori vă organizați. O dată pe lună
într-o joie, în afară de duminică, tinerii să vie să cânte joia, da? Ne facem timp de lucrare aceasta, pregătiți, fără nicio problemă, și ne întâlnim la biserică și îl lăudăm pe Domnul. Zic din toată inima, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin, amin. Joia viitoare nu puteți, o să avem oaspeți, vine fratele Mihăiță Dănilă și avem invitat sau s-au invitat la noi orchestra din Kindberg, de la biserica noastră de Kindberg, ne va sluji și zic ca Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Dacă sunteți și voi prezenți, bineînțeles, la timpul care îl avem la dispoziție, vă vom da locul. Domnul să vă binecuvinteze. Oricum vă aștept pe toți, da? Vineri din nou vom avea slujbă și joi și vineri de la ora 19, ora 7 și apoi sâmbătă la Kindberg este fratele acolo de la ora 6 și apoi duminică după amiază va fi din nou în mijlocul nostru. Acum aș vrea să mai anunț familiile pentru care mulți dintre ai noștri au știut că veniți, au lipsit, dar cât sunt dintre copii, dacă sunt din familiile pentru care în săptămâna aceasta ne vor ruga pentru ele și sunt aici, vă rog să vă ridicați în picioare. Familia Câmpian, Daniel și Elena cu Nati. Nati e pe aici? Nici el. Dar îl vedem marți, nu? Cu acordeon. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Familia Cârlan, Beniamin și Jessica, îi cunoaștem. Nici ei nu sunt aici. Domnul să-i... Sus! Oh! Jessica, Domnul să te binecuvinteze. Zilele următoare, una luna următoare, Dumnezeu îi va binecuvânta cu o... Jessica? Băiețel. Ah, ce bucuroasă ești. Domnul să o binecuvinteze. Ne bucurăm și să fie o naștere binecuvântată, fără prea multe dureri. Nu știm cum e alea, da? Dumnezeu să o întărească. Apoi, familia Cioară, Daniel și Maria, nu sunt aici. Și familia Cordoban, Sorin și Ligia. Cine din familia lor este aici? Sorin, Domnul să te binecuvinteze. David, și tu ești aici. Domnul să te binecuvinteze, David și fetițele. Ne bucurăm de voi și în săptămâna aceasta... Cât ne luptăm ca Dumnezeu să ne ajute aminte, să ne aducă aminte, nu numai la biserică când le afișăm, ci și acasă, să ne punem mintea la contribuție, să ne gândim, bă, care familie au fost săptămâna aceasta? Țineți minte, Câmpian, Cârlan, Cioară și Codoban. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin, amin. Dorim din toată inima harul și binecuvântarea să fie. Nu vă grăbiți să plecați, fiindcă tinerii mai au spre slava Domnului o cântare. Noi am pregătit și ceva pentru voi, sper să vă ajungă, dacă nu ne rugăm, să mulțească Domnul. Sau, cea mai bună variantă ar fi ca fetele să mănânce mai puțin. Sunteți domnișoare, sunteți domnișoare și așa e bine seara. Da? Nu v-a plăcut asta. Nu v-a plăcut. Noi ne-am gândit și tu te-ai scuzat că... Ai vrut să vii cu mai puțin și sau așa e. Când e vorba de plecare, mereu sunt mulți amatori. Dar noi ne bucurăm de toți. Dar în dragoste încăpem toți, în dragoste o să ne săturăm toți și zic din toată inima, Dumnezeu să vă binecuvinteze. La urmă, tinerii noștri împreună cu tinerii din vineri, noi ăștia vor rămânea la urmă, vor avea o părtășie împreună și zic ca harul și binecuvântarea Domnului și la italieni. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Cum se zice, glorie de Dio, nu? Sau cum? Da? Am zis bine, cred că. Hai că învățăm și noi italiană. Avem două familii de italieni care ei sunt din Palermo, din partea de jos a Italiei. Ne vizitează, sunt în zonă pe aici, pe la noi, sunt credincioși. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Mai avem și pe prietene, ăsta de-al nostru. Zi, cum te cheamă, că am uitat. Florin? Florin? Domnul să te binecuvinteze și Dumnezeu să te ajute și să-ți dea puterea Lui. Și tuturor celor care ne-a vizitat, ne-ați fost în seara aceasta împreună la părtășie, harul și pacea și binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți. Amin. Amin. Domnul să binecuvinteze și pe fratele Samuel, care se ocupă de tineri, să-l întărească pe Cristi și toți băieții. Oricum, am văzut o evoluție la voi. Trebuie să o spun și asta și cu recunoștință. Am auzit vocile voastre mai bine decât instrumentele. E un pas. E un pas. Și zic din toată inima, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Și, Luis, fii atent, ți-am zis, da? Altfel te punem la costuri. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Așa trebuie să fim, să fie această armonie, această dragoste între noi, părtășie, ca să fim oarecum
mulțumiți și de o parte și de alta, da? Ascultăm tinerii.